Bună dimineața din nou tuturor! Și la mijlocul acestei săptămâni se anunță vreme mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an, deși în nord și în centru valorile termice vor fi în scădere față de intervalul precedent. Cerul va fi variabil în regiunile sud-vestice și va avea înnorări temporare în restul zonelor, unde pe arii restrânse va ploua slab, iar la munte trecător vor fi ninsori și lapoviță. În vest cerul va fi mai mult noros, dar valorile termice vor urca până la 10 grade în Oradea, 13 în Arad și 14 grade în Timișoara și în Reșița. Pentru centru și nord, meteorologii anunță cer acoperit și ploi slabe trecătoare cu precădere prin sudul Transilvaniei. Termometrele vor indica la prânz undeva la 7 grade în Miercurea Ciuc, 9 grade în Sibiu, Brașov, Cluj-Napoca, 10 grade în Satu Mare, 11-12 grade în Deva și în Alba Iulia. Cerul va avea înnorări și în partea de est a țării, iar izolat va ploua slab. Maximele de astăzi vor atinge 7 grade în Suceava, 8 grade în Botoșani, 9 la Bacău și Iași, 10 grade în Focșani și Sulina, 11 Constanța și 13 grade la Cernavodă. În sud, cerul va fi parțial acoperit, iar mercurul din termometre va urca până la 16 grade în Brăila, Pitești, Râmnicu-Vâlcea, 17 grade în Craiova și Slatina, 18-19 grade în Călăraș, Giurgiu și Alexandria. În capitală, cerul va fi variabil, iar maxima zilei va atinge undeva la 16 grade. Mâine, vremea va fi ceva mai închisă, iar maxima zilei nu va depăși 7 grade. Vineri își vor face apariția ploile, iar termometrele vor indica o maximă de 11 grade. Ne-am bucurat de un aer de primăvară în ultimele zile, însă pentru următoarele, meteorologii ne aduc o scădere a acestora, iar șansele de ploaie vor crește în mare parte din țară. Cam atât despre vreme momentan. O zi excelentă să aveți, Dani, cred.